Nicolae Râșnoveanu câștigă un nou mandat de primar pentru Comuna Roseți. Edilul a reușit să demonstreze performanță și implicare în dezvoltarea localității, spun chiar rosețenii. La doar câteva zile după dobândirea noului mandat, redacția Călăraș Press l-a contactat pe Edil pentru a discuta cu acesta despre campania electorală, felul în care a decurs aceasta, aprecierile vis-a-vis de parlamentarii călărășeni care se pregătesc de alegerile parlamentare, dar și despre următoarele proiecte pe care le are de realizat pentru comunitatea ce i-a acordat încredere pentru încă 4 ani. Și nu mai trece luna în care să nu-și efectueze munca. Și când lăsăm numai luna noiembrie și decembrie o lăsăm mai așa. De ce? Că avem nevoie pe timp de iarnă, de iarnă. Depinde și depinde de când să-și facă orele care le au. Da. Și când nu de ei anunțăm, da. Decât când îi chemăm noi. Atât. Așa să și spune în lege. La dispoziția primarului. Primarul le solicită prezența la muncă într-o anumită perioadă și atunci vine, nu vine. Mă duc eu și anunț pe toți și... Sigur că da. Fiecare iarnă avem nevoie, deci pe perioada deci când... Deci continuu. Când e vorba de dezepeziri, când e vorba de intervenții într asta, la diferite intersecții, la diferite... sunt diferite persoane care... persoane pe care noi le avem, ei le au asistența socială, în corimator și sunt persoane vârstnice care nu au ajutoare și nu știu ce. E vorba de... La limita localității unde bagă mai multă zăpadă. E vorba de anumite gospodării care sunt la limita, mai ales în partea de Crivăț aici, gospodării, anexe gospodărești, unde oamenii nu poate să facă față și ne mor animale de foame. Trebuie să intervenim, adică 2-3 oameni ajută gospodarul respectiv să ajungă utilaj, acolo. Dacă poate utilaj, utilaj, avem și două utilaje. Asta e. Haideți să vă spun o chestie. Eu am învățat o lecție la cei bătrâni. Adică vara să-ți faci sanie și iarna să-ți faci și card. Și țin cont că este... Programul ăsta este... E întemeiat. Mai ales, spre exemplu, în ultimele 3-4 zile, vedeam așa o deschidere la cetățenii în comună, felul cum mă primeau și cum discutam problemele și nu știu ce. Pur și simplu m-am mobilizat pozitiv. Nu vă ascund că au fost și oamenii de sărăcia cărora a profitat contra candidații noștri și... Făcându-le mici atenții, a reușit să-i aducă, să-i facă să voteze cu dumnealor. Plus diferite presiuni, ba că sunt dați afară în serviciu, ba că nu știu ce. Cu astfel de campanie, o astfel de campanie au făcut. Dar am zis să terminăm și să nu mai discutăm, să nu mai ne ingităm. Are niciun rost. Oamenii au ales... Cetățeanul din Comuna Roseți încă o dată a dovedit că știe într-adevăr să evalueze munca și faptele celor care le conduc destinele și încrederea mea nu a fost în zadar. Încă o dată le mulțumesc și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Cei care m-au votat știu foarte bine și au căpătat încredere în mine că ceea ce am promis se vor rezolva și sunt cel care și sunt speranța lor înspre un trai mai bun. Cei care nu m-au votat înseamnă că eu un semn de întrebare pentru mine că au anumite motive pentru care poate nu m-au votat. Dar și influența micilor atenții pe care le-au făcut ăștia în campanie și presiunea pe care că vor fi dați afară de la serviciu, că nu știu ce. Dar oamenii în Comuna Roseți să nu aibă teamă de nimeni. Profit de această ocazie să le spun, nu în felul ăsta să face campanie. Apoi cei care nu apreciază realizările unui om înseamnă că nu merită niciun respect. Înseamnă că ăla, pur și simplu, n-ai pentru ce. Vă dați seama, odată ce el nu respectă faptele sau eu știu ceea ce ai făcut
pentru ei și nici aia nu poate să nu e în stare să vadă, înseamnă că nu o să vadă nimic în condițiile în care va ajunge la conducerea unei localități. Eu ce să spun? Ai și discuții, că cineva m-ar fi ajutată pentru la toate proiectele pe care eu le-am. Nu e adevărat. Deci niciodată nu m-a ajutat persoana respectivă. Doamne ferește! Ba dădea numai like-uri și aprecia faptele pe care le făceam eu. Ăsta este adevărul. Întotdeauna am căutat să-l sprijin și întotdeauna așa e felul meu de a fi, mai ales să sprijin pe rosețeni. Și dumneavoastră știți foarte bine și remarcile care le-am făcut că în condițiile în care nu sunt candidați la parlamentare din județ, eu unul nici nu o să ies afară să le fac campanie. Nu. Am ce am cu cei care nu sunt din localitate sau nu sunt de aici. Domnule, ei sunt străini de cauză. N-au cum să ne susțină sau n-au cum să cunoască ceea ce avem noi de gând să facem. Sau cum să vă spun, nu ne cunoaște nevoile și necazurile. Sunt străini de noi. Eu așa am crezut și întotdeauna cred acest lucru. Și am cerut, domnule, să fie localnici, să fie oameni din județ, să fie oameni din localitate, pentru că așa este normal, zic eu. Dacă mă întrebați în felul ăsta, aș putea că toți parlamentarii care sunt din județ, toți care au fost, inclusiv și Roxana care a plecat, nu? Dar atâta timp cât a activat în rândurile PSD-ului, și a muncit pentru acest partid și au, într-adevăr, și-au făcut treaba. Și vrăjitorul la fel, n-am nimic de obiectat asupra lui, dar faptul că a trecut dintr-o barcă în cealaltă nu mai prezintă niciun fel de garanție. Nu numai ea, poate mai sunt și alții la nivel de țară. Și de ce spun acest lucru? Că oamenii au avut încredere că le reprezintă interesele acolo sus și ei trecând într-o altă barcă, ce interese reprezintă? Mai reprezintă interesele celor care i-au votat? Nu. Întotdeauna am avut încredere în cetățenii din Comuna Roseți. Am spus tuturora și repet că cetățeanul în Comuna Roseți știe să evalueze faptele și ceea ce ai reușit să faci în 4 ani de zile. Nu numai asta. Cetățeanul în Comuna Roseți știe într-adevăr să analizeze și situația ta familiară și orice. Eu vă spun, în momentul când un primar a ieșit prin votul cetățeanului din localitatea respectivă, înseamnă că el este spălat ca la nufărul. Și toată lumea știe de faptele lui. Nici n-ar mai putea să mai există un semn de întrebare cu privire la persoana acestui om. Eu le mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor în Comuna Roseți. Le mulțumesc și celor care nu m-au votat, pentru mine un semnal. Le urez multă, multă sănătate și încredere că eu voi realiza ceea ce mi-am propus. Sunt primarul tuturor locuitorilor din Comuna Roseți, începând cu momentul când voi depune jurământul. Bine că sunt primar și până atunci. Asta e altă mâncare de pește, da. Și oamenii au știut de ce mă votează. Știe unde le-am lăsat și de unde să le iau.